Este o plăcere să gătim în această perioadă anului, când natura ne răsfață cu culori magnifice și gusturi unice. Tocănița de pui cu cartofi dulci și albi nu va da greș pentru această perioadă. Începem cu pulpele de pui, pe care le rumenim cu grijă în uleiul de măsline, iar pe urmă le scoatem pe o farfurie să se odihnească. În aceeași cratiță călim treptat legumele, ceapa, ardeiul, capea și cel iute, morcovii împreună cu puțină apă. Gusturile se împletesc sub privirile noastre, creând o simfonie de arome. Aducem înapoi pulpele de pui și adăugăm pasta de tomate, sucul de roșii și apa. Lăsăm să fiarbă 20 de minute. Bolborosind, adăugăm cartofi tăiați cu bulețe și frunzate dafin și mai lăsăm 20-30 de minute la fiert. Asezonăm cu sare și piper, iar la final un vârf de smântână de gătit cu frunze de țelină și mărar care completează nota sublimă de cremozitate. Rezultatul? O masă tomnatică de neuitat cu puiul care se topește în gură, cartofii devenind cremoși și legumele adăugând prospețime și culoare. Poftă bună!